lucru. Dacă iubirea devine o monedă de conversație curentă, cum se întâmplă, aduce aminte, eu sunt șocat de câte ori în filmele americane aud în loc de bună ziua, în loc de how do you do, aud I love you, I love you too. Asta a devenit un fel de salut, ce mai faci? Asta e o formă de a aduce iubirea într-un fel de dialog oarecare, din care iubirea n-are nimic de câștigat. La fel, toată frazeologia, când spui iubire, există o imediată bătaie din pleoape, o duioșie care apare pe chip, toată lumea e gata să spună iubirea e tot în viață, fără iubire nu suntem nimica, toată lumea știe, nu știe Biblia, dar știe Corinteni 13, ca să demontez încrederea în gânditori. Am să revin la domnul Noica, pe care l-am întrebat odată, aveam 20 de ani, cred, și eram vag îndrăgostit, dacă se acceptă această nuanță, și m-am dus eu la înțeleptul pe care îl cunoșteam să-l întreb, dom'le, cum îți alegi partenera? Cum se face chestia asta? Credeam că el e o autoritate, cum credem de obicei, că cineva care știe un lucru foarte bine, le știe pe toate. E, răspunsul lui a fost duios, atunci m-a pus pe gânduri arecum, dar între timp a devenit pentru mine un argument că el nu se pricepea. Mi-a spus, dragă, partenera ideală e femeia care îți spune, mă interesează destinul tău. Știa că asta e o frazeologie hiperuzată, că orice femeie abilă știe să găsească momentul în care să spună, mă interesează destinul tău, și că asta nu înseamnă nimic. Asta a fost sfatul domnului Noica, care e un sfat nul. Nu recomand nimănui să ia în serios tipul ăsta de replică, chiar dacă ea e rostită serios. Mult mai simpatic a fost un unchi al meu, pe care l-am întrebat tot atunci despre același lucru și care mi-a spus un singur criteriu. Trebuie să te admire. Dacă te admiră, restul merge de la sine. Ăsta e un criteriu ceva mai subtil psihologic, dar care scoate din minți modernitatea feministă, care spune, dar de ce să te admire ea și nu să nu o admiri tu pe ea? Ce e asta cu admirația? Asta o pune deja într-o poziție de inferioritate. Deși, cunosc o vorbă, știu o vorbă care s-a rostit la un moment dat într-o emisiune la o televiziune nemțească, în care o doamnă spunea, orice femeie inteligentă învață să-și admire bărbatul fără motiv. În condiția în care trăim, perfecțiuni durabile la nivel de decenii și de vieți sunt rarisime. Ori, ideea nu e că din cauza asta trebuie să abandonezi sau să cazi într-un fel de melancolie fatală, ci să interiorizezi faptul că nu vei obține angelismul ultim, că nu vei deveni ceresc, ci că vei consuma, atât cât limitele tale ți-o îngăduie, o experiență care rămâne unică. Ideea este, noi ratăm foarte multe lucruri monumentalizându-le. Aud mulți oameni care spun, doamne, nici nu îndrăznesc să intru în subiectul credinței, pentru că credința e ceva subtil, e o chestie. Cine crede până la capăt? Până și marii sfinți, până și Iisus a avut un moment de dubiu. Nu merge. Nu, doamne, credința este o experiență care înseamnă episoade de dubiu, de-aia e credință și nu e cunoaștere stabilă, înseamnă o luptă, înseamnă o aspirație, înseamnă o tensiune. Dacă renunțăm la toate astea pentru că ni se pare că nu suntem la nivelul absolutului ei, o ratăm. Așa cred că e și cu, și cu iubirea. Dacă că viața într-un cuplu sau că o căsătorie, o conviețuire la nivel de parteneriat trebuie să excludă minut de minut orice episod de tensiune și de suferință, e o idee utopică și care nu poate decât să te deprime. Viața oricărui cuplu este o viață care are fisurile și dramele ei, încât suferința nu trebuie să devină un argument într-o teorie a cuplului perfect. Doamne, de vreme ce apar drame, de vreme ce apar tendințe centrifugale, înseamnă că
instituție e ratată. Bun, instituțiile în general ratează, nu? Credința tinde să rateze când devine instituție, la fel iubirea tinde să rateze când devine instituție, pentru că instituția aduce o birocrație. Un cuplu în amurgul lui are într-adevăr patosul și farmecul lui, dacă a reușit să supraviețuiască, după cum are mizeria lui. Dar eu zic că răbdarea, un fel de a cădea la învoială, revin, umorul, pot face ca și în condiții precare, crepusculare, lucrurile să funcționeze. Sunt alte piedici mai grave decât îmbătrânirea, degradarea și mai departe. Nu pot fi ușor justificate cupluri în care între cei doi apare un fel de alergie. Există acest tip de evoluție. Oameni care ajung să, pur și simplu în mod chimic aproape să nu se mai suporte. Fiindcă dacă tema iubirii devine un fel de frison, o giugiuleală cosmică, siropoasă, dacă tema iubirii devine un fel de entropie a discursului drăgălaș, nu facem față. Iubirea nu trebuie trăită cu obsesivitate, cam asta era ideea lui Pascal. Nu trebuie să te scoli, să te culci cu ideea că trebuie să fii la înălțime. Intermitența înseamnă să-ți permiți momente în care lași iubirea să funcționeze în, să zicem, rutina ei și îți vezi de treburi, fiindcă altfel ești intoxicat. Deci noi nu... Ai dreptate să spui, o spun atâția, o spun eu însumi, instalația noastră nu ține la un curent permanent. Sar siguranțele. Asta e condiția omului căzut. Și atunci au apărut o categorie de inși, și ăștia sunt misticii, care încearcă să recupleze afectivitatea la registrul continuității. Dar pentru asta e nevoie de un partener care e plasat în registrul continuității. Adică nu poți să iubești în mod continuu decât pe cineva care are puterea să te iubească pe tine în mod continuu, și asta în general nu se găsește la nivel uman. Iisus e cineva care reușește să iubească oamenii în mod continuu, orice ar face ei, oricât de păcătoși ar fi. Îi iubește malgre tu. Cu un asemenea partener poți încerca o continuitate a iubirii. Dacă ai o injecție de spiritual mereu activă, devii riști să pierzi imediatul unei legături. Eu dacă răsfăiesc o culegere de folclor și de versuri de iubire din poezia populară în general, n-am senzația că acolo iubirea e la nivel de grivei. Dimpotrivă, sunt lucruri extraordinare la oameni care nu cultivă biblioteca. Eu zic că face parte din natura umană, indiferent la ce nivel e, această complicare a experienței fizice. Pentru că ceea ce nu exclude animalitatea la niciunul din nivele. Cunosc și oameni fini, băieți de bibliotecă, care când e vorba de lucrurile astea, devin un fel de șopârle. Iubirea este o formă de extaz, adică o formă de ieșire din sine. Și aș face aici o notă de subsol la tema sexualitate-iubire, pentru că, pe care o face Ortega, un foarte simpatic gânditor spaniol, care spune, te-ai făcut deosebirea între dorință și iubire. Dorința este nevoia de a-l aduce pe celălalt în perimetru nevoilor tale, de a-l utiliza, de a-l instrumentaliza. Asta e dorința. În dorință tu stai și chemi. În iubire ieși din tine și te duci spre celălalt. În iubire tu ești cel care livrează, tu ești cel care faci un parcurs, care te mobilizezi spre celălalt, ieșind din tine însuți. Deci ieși din iubire, ieși pe de-o parte din omul curent, ieși din lumea imanentă, dar ieși și din tine. Această experiență a ieșirii din tine, pe care o face posibilă iubirea, cel puțin pe segmente,
E extrem de edificatoare și de fertilă. Aduc aminte în clipa asta de o snoavă arabă cu doi prieteni care se iubesc foarte mult, prietenește, și unul din ei stă în casa lui și aude o bătaie la ușă. Și celălalt spune, deschidem. Și el spune, cine ești? Sunt eu, cu tărică. Nu te cunosc, spune prietenul dinăuntru. Prietenul bate din nou. Cine ești? Sunt prietenul tău. Nu te cunosc. Cine ești? Insistă cel dinăuntru. Și atunci prietenul din afară spune, tu. Asta înseamnă ieșirea din sine, livrarea către celălalt și regăsirea de sine împreună cu celălalt. Oamenii care se căsătoresc sau care intră într-o experiență de cuplu sunt cei mai mari aventurieri ai veacului.